episod de data asta de pe DLC. Scuzați-mă, dar n-am avut timp de filmat pentru nou Metland. Mâine promit să filmez și să apară episodul și pe nou Metland, care aparent vă place după câte vizionări ați făcut. Vă mulțumesc pentru un K la un video de nou Metland. Aici suntem pe... Cum se numește harta, Aline? Sunt cu tine și vreau să se numește harta, că am uitat. Silvrum Forest, nu? Forest. Da. Așa, Silvrum Forest, da. Bă, avem treaba aici, sunt Colin și avem treaba. În sensul că eu trebuie să iau... Știu, o să ziceți, bă, eu trec să scap de astea, că... Noi am trăit copaci mult aici, adică foarte mult. Și trebuie să eliminăm toate rădăcinile de pe teren. Toate picioarele mai sus, mai jos. Așa, Alin se ocupă cu tăiatul lemnelor. Sau cam așa ceva cred că face. Hai să luăm trexul și să-i băgăm la treabă. Avem două camioane, apropo. Avem două camioane. Am vândut foarte multe containere de lemne. Și avem bani. Avem 206.000 acum. Dar îi mai facem bani. Și avem și fabrica de hârtie cumpărată. Asta, trebuie să alimentăm fabrica de hârtie, să luăm trexul să curățim ceva. Și facem bani și din... nu vreau să cumpăr, mă închiriază. Da, poate. Nu pot să desfac pe asta, frate. Dă-i B. Nu aia. X. Dar unde e X-ul? Nu, apasă X, nu trebuie să dea X. Dacă vine ce desfac eu de... A, ți-ai blocat capul de tăiat. Stai că... Gata, comer. Perfect. Și hai să ne băgăm băieți la... Să-l... Unfoldăm pe ăsta. Să-i dăm drumul la treabă. Aici să curățăm tot și copaci și tot, pentru că copacii sunt foarte mici. Și aici vreau să pun una din fabrici, adică fabrica de fier, pentru că avem fabrica de hârtie. Și ne-ar trebui și fabrica de fier, pentru că avem mina, care mina ți-o dă jocul fără să o cumperi. M-a rămas aici un capăt de lemn. Așa. Upa. Hai să-i dăm și tot, da? Ia să vii, Aline, să vezi cum dispar astea. Ce e că nu dispar astea? Ce, mă? Buturugile nu dispar cu trexii. Tu zice, nu eu. Nu dispar? Păi vin să vezi că dispar. Tocmai astea dispar. Bine. Ăsta are un punct de... Buturugile niciodată, știu eu tot aici. A, e piatră, mă, ce-mi fie. Tot la 6 metri, nu? Da, nu schimbac. Nu. Uite-te la magazin, să vezi remorcile alea de lemn, că se duce lemn la fabrică. Vezi de cât sunt ele, dacă ai la 6 metri. Dacă nu, tai ele cât remorca. Schimbă, că nu mai încărcăm în containerele alea. Dacă tăiați 1-2, nu contează. Ai băgat autoloadul, da? Da. O luăm pe prima, cea mai mică. Nu contează, vezi cât încarcă. Asta mă interesează bine. Te interesează, ca să știi să tai cu Scorpia cât trebuie. 12 metri, autolog. Uf, nu. Timber, Runner, 12 metri. Nu 12 metri. Ha? Nu 12 metri, mici nu sunt. Cum? Păi ia ca 6 metri, 7 metri, ca să nu te chinui când le iei de jos. Păi aia zic. Păi nu, mă, tu n-ai înțeles. Mai spune o dată. Îi, remorca-i de 12 metri. Da. De cât le tăiem? 12, dacă de 12. Așa scrie așa. Timber, Runner... Dar nu contează, pe urmă. Stai cum vrei tu, nu contează. Da, vrei să le faci la 12 sau le faci mai scurte? Cum vrei tu. Uite, ești la tine. Faci cum vrei tu. Cum crezi tu că ți-e mai ușor? Ca să iau altfel.
Bă, avem 190 ceva de bine. Nu știu cât e, e ăla dismeltit. Fier. Ce era? E făcut fier. Ca să facem fier. Nu mai știu. Fier. Hai, cum mă duc eu, cum să mă uit. Eu pregătesc aici zona pentru treaba aia. Știi? Aici am terminat, n-am un acolo. Bă, dar marca mă trebuie pe aici. Să-l dăm și pe ăsta, bă. L-am dat și pe ăsta, mai am un copac aici care mă încurcă. Și ce zice Aline, băgăm niște garduri în jurul fabricii? Garduri? Împrejurim frumos aici, facem, că doar suntem da, dar mai pădurare, nu? Da, domnule, cum vrei tu. Nu cum vrei eu. Bă, atunci să schimbăm lungimea. Cum vrei tu, bă? Aici nu, fabrica nu cred că pune preț pe lungimea lemnului. Bă, ce dracu, ați urmat la 5 metri? Era la 6, nu la 5. Era la 6. Care ați umblat la ea? N-am umblat la ea. Păi și cum să facem cu aia stemă? Le facem... Chiar la 12 ni se par lungi. Nu știu dacă... Da? Păi mei, cum vrei, cum crezi că e mai ușor? Hai că le facem la 8. Păi la 8, da. Rămâne la cât spațiu în remorcă, da, asta e. De cât are 12 metri, taie la 6 ca, sau taie la 4 mai bine, ca să se încapă două mobile în remorcă, să fie una pe spațiu, una pe față. Fie la 6. Ca să se încapă două mobile de... Două rânduri de... Da, da, da. Fie mai ușor așa. Băi, cât de mare e fabrica aia, dacă pune așa mare, așa cum e fabrica, după aia să mai... Așa aduce un... Ai fost la mine, Aline? Mă. La mine ai fost, o dată? Nu. Păi, acolo ai două... Ai fost, mai că ai fost cu mine, când am văzut marafețe aia acolo. Bă, dar mi-a facem și bani și curume gust, mă, dar nu știi. Așa, bă, dar ieșirea, ieșirea o am, bă. Așa, cu o pacientă, cu scură pe prieteni, pentru că așa sunt foarte mici și n-au nicio... Nicio treabă să-i tai cu scură pe prieteni. Hai, mă. Hai, că-i tăiem, e dacă e. Așa. Așa, aici avem. E luna noiembrie în joc. Bă, da, tu, nu mă? Pe feleu. Ce nu mă lasă mă să-mi tai pe ăsta? Cred că e gros. Dacă te apare cu verde, e bine. Dacă te apare cu roșu, înseamnă că e gros. Așa, prieteni, ia să vedem cât de mare e fabrica aia de smeltit fierul. Selectează. Producție. Și acum să vedem fabrica de fier. De smeltit fier. Lui unde cu galben, nu știu ce dracu de. Butoaie. Mobilă. Fabrica de șamele. Furnal fier. Ăsta-i. Ok, așa. Unde vreți să pui? Aici, dar nu de voi.
se suprapune cu alte obiecte. Trebuie să fac o leacă de sculpting, ai știu ce să fac. Imediat facem, dacă nu e așa mare fabrica, imediat pictăm. Așa, și acum pictăm un pic, selectează. Ne ducem la decorațiuni, nu la decorațiuni, la amenajare. Vopsire, o să punem petriș. Petriș. Și vreau să fie lângă drum, cumva. Așa. Hai să o luăm de aici, din terenul nostru. Hop. Hop. O să punem iară înapoi acolo. Ne dă voie, mă. Așa. Și acum vedem și unde mai rămân niște trunchiuri de copaci, dacă rămân. Up. 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 Să-i dăm până la capăt aici, până de ușor aici. Copacul ăsta, îi luăm de aici, de acum. Așa, eu cred că curtea asta, curtea asta mi-ajunge pentru... Așa, este luăm și pe ăștia care au rămas pe aici. Vedeți că au rămas, nu-i vezi, prin burenile alea nu vezi de... A, eu am oprit asta, am oprit asta. Ai drept, Caterina, nu vezi cioatele din cauza brunilor. Cum? Nu vezi cioatele din cauza brunilor. Nu. Am pus pietrișul jos și acolo îi văd pe nu de dea voie, că n-am... am să instalez și modul ăla, place it anywhere. Te poți plasa de unde vreau eu. Acum apare, nu dă voie să plasez. Dacă am ceva, pe nu dă voie să plasez. Cum o să încerc pe așa... Bă, și astea nu merg, scoși? Ce anume? Butuce astea de pe aici? Ba da, mă, merg. Dar nu i-am văzut eu, că nu-i vedeam din cauza brânilor. Am făcut aici eu petriș ca să văd ce atât. De asta am făcut. Haide, mă, poate un pic. Așa, undeva, aici am copac. Așa. Hai să luăm și pe ăsta, și așa e mort. S-a dus și toată, da, da. Ok, m-am ceva pe aici. Bă, da. Uite pe ăsta din față. Și acesta e a nostru. Bine, acum strategia noastră este în felul următor. Noi să băgăm cele necesare în fabrici și cât noi nu suntem în joc, fabrica va produce. Asta e tot treaba. Fiind server care nu se închide. Adică noi ieșim, dar jocul continuă să... harta continuă să lucreze pentru noi. Cumva noi doar trebuie când intrăm să alimentăm fabricile. Și să vindem produsele. Să, bineînțeles, să vindem produsele, că trebuie să luăm și de la dispartere oțile astea. Mai este unul aici. Să-mi bag picioare, nu? Nu, mai este unul, mai este unul. Nu pune mai ai loc, frate. De cioate printre prin pădure. Ok, bun, hai să le dăm pe aici. Gata, și să dăm pe ăsta în drum. Ca să nu ne zică că ceva să zică că nu poate din cauza că să producție și fierul că e ăsta? Pe butoai. Cred că ăsta e de fier, da. Ha, 100... pe unde să punem? Hai să-l punem așa. Să-l punem noi așa.
Ce e să pui? Fabrica de fier. 180. Și la aia ce trebuie să-i bagi? Minereu de fer de la mine. Gata, bă. Am pus-o. Uite aici, fabrica, mă. Uite-i jos, mă. Și asta e fabrica de fer. De smeltiferul. Au ce fain e desenat aici. Vine și vezi, Aline, vine și vezi fabrica noastră. Vine să vezi, ne îmbogățim. Vin, ne ducem la... La vagabanti. Le ducem la vagabanti. După ce facem bani din ferma asta, nu mai ne lăsăm. Băgăm joc, banii la poker, la toate astea. Da. Uite fabrica de fier. Aici scrie toate numele de fete care o să stea la noi. Pădurari. De unde găsim noi minereu? La mine, mă. De la mine. Uite, pot să mă duc să aduc. Adică pur marafetul să vină, nu-l aduc eu. Chiar să, după la, să mă duc la mine, să văd, să încarc. Cu ce te duci? Păi, uite, îl găsești aici. Dai pe un utilaj și dai urcă în vehicul. Bang, și gata, m-am urcat în vehicul. Mă vezi pe mine când mă mișc pe hartă. Ia să încarc minereu. Să bag, să iau... Intră într-un vehicul care e liber, ăsta, basculanta aia. Pus de mine, stai așa. Da, mă, și urcă-te în vehicul, în basculantă, ca să te încarc. Și după aceea îl punem să vină singur, noi ne ocupăm de alte prostii. Uite aici minereu, aveți minereu? Numai că o să ne trebuiască... Cu timpul o să ne trebuiască un de ăsta mai mare, cu cupul mai mare, că asta are o tonă. Vin încoa, domnule, din aici, aici. Cum? Să te încarc. Cum mă pui așa? E bine? Cum vrei tu? Așa încât se poate încarca. Mai sus, cupa, mai sus, mai sus, mai sus, cupa. Atât, 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 atât. Da, așa. Dă-te în spate un pic. Deci mă pun eu mai bine, că nu am pus bine joc. Acum. Nu o? Cred că pot să o trimis singură să vie la fabrică. Ba da, să o deșteptăm la caiu, să spunem. Păi nu cred că să-l citeaște, mă, drumul. Hai nu, hai să vezi. Dacă eu spui că nu. Hai să vezi. Păi nu, am impresia că nu citeaște mai pe șoseaua. Nu, o reparată ăștia, pe harta lor merge. Da? Da. Când e hartă mod, atunci e mai greu. Bine, și ăla aruncă acolo în tot timpul? Ce aruncă? Da, 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 nu ne face nimic decât să venim să încărcăm de aici. Dar nu, îți dai seama că ăsta iese de când am făcut noi progresii aici arunc. Dar dacă... Să vede cum scade. Nu, se vede când e aici, știi? Se vede mobila că scade când e de aici. Pe aia se vede că se scade mobil. Se vede. Adică scade grămadă. O, ce grămădoi avem aici. Și grămăduie avem aici. Acum, e bine. Cât la sute ești încărcat acum? 18. A, stai încă vreo 4 copii merg. Vedem. Cât ai acum? 37. Vreo 4-5 copii, cam așa. Oricum, drumul de aici până acolo e complicat. Nu mă bag eu, tu-l pui să vie. Noi ne băgăm, e problema ta. Da. Deci să facem bani să luăm o marafet mai mare aici la mine, cu cupa asta care are asta. Să ne uităm cât e unul de la. Dar nu cumpărăm acolo, mai avem 13.000. Acum cum le zice? Păi uite-te cum se numește asta, uite-te la... La încărcătoare. Păi mi-a zis cum se numește asta, zice bine. Încărcătoare cu roți. Da. E 304.000. Și o cupă. La utilaje. Și o cupă trebuie să potrivească aici, nu-i chiar. Nu e așa ușor. Păi cupă nu avem. Hai, găsesc. Avem cupă 2200, dar...
Nu știu, numai 2000 și ceva de 2 tone și ceva. Păi asta rotonă, bă. 2 tone deja e alt, e next level. Da, dar mai este. Încărcător frontal, ăla încărcător frontal. 2300 de litri. Ba, nu știu dacă poate Volvo să se ridice cu mai mare, nu cred. Cam așa că merge și așa. Nu se încarcă chiar așa greu. Cât ai mai băgat? Asta e cât de ai? E a treia. A patra? A treia, a treia, a treia. A treia? Da. Acum o bagi pe a patra? A treia o bag. A treia o bagi? Da. A 5, 5, a 6, 4, 3. A 4, mă. 74%. Ai bag, cam cântă cu două cupe. O cupă maxim două, mă zic. Ce mare scufală. Nu, dar așa de încărcat și eu din car. Mă obișnuiesc. Aia, la învăț. Păi nu ies autoload-ul pentru asta, nu? Ce autoload? Ca să încarci la minerul, dar nu? Nu este, nu o să fie autoload la minerul. Aia, nu știu, popă nu se șanță. Ce mai lucru cu alea știu să lucru, că mai EVS-19 încărca în gunoi. Da. M-am avut odată o mobilă de aia mare de gunoi, tot s-o trebuie să încarc tot bine. Nu mai începeai gunoiul să-l lăvaci. Ali, și ăsta nu trebuie cumpăra minerii ăsta. Nu, 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 ăsta e gratis. E gratis. Dar noi facem bani. 92%. Nu mai trebuie. Pagă. Ia, dar și nu știi cât dracului mai trebuie. Când ne intră în ăla. Da, așa când am de de jos? Dar trebuie să umpli, mă. Asta, 92, nu mai umpli. Hai să vedem dacă da, marafetul se descurcă. Să vedem dacă marafetul vine. La locații de producție, fii atent, mă, ce-ți faci, o ție. Bă, dar de nu, nu pot, ai dreptate, nu, 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 nu vrea. Că nu-i utilajul nostru. Aoleu, și acum, Florini, cum o iei tu să vii la fabrică? Cum? Ah, pe drumul ăsta, eu, da. Ce? Hai că mă descurc eu. Vine și la fabrică. Nu, nu merge, că nu-i utilajul meu, să merg să fiu lucrător automat. Ia să vin cu el. Hai că vin după tine. Aici merg înainte. Mă ții după tine. Eu nu pot merge cu 26 la oră pot. Da, aici merg înainte. Sunt mai tare ca tine. Păi merg mereu, zic că eu sar și încărcătură. Aute, mă, roller coaster, ne apucăm și de asta într-o zi. Ce cu roller coaster? Asta, până trecem acum. Asta trebuie făcut din noi, să se întâlnesc. Adică ce să-i facem? Dăm lemn aici, cu materiale. Da, mă, așa încet, le facem pe toate, ai ușor. Avem timp, până la episodul 300, este timp, nu? Uuu, pai lele. Stai așa, că nu mai știu până să o iau pe aici. Puriți harta. Bă, bă, tric. Așa. Nu faceți camin, nu vă orientați cu trenul știind că vine. Unii suntem noi, în primul rând. Noi suntem aici. Deci aș putea să o iau pe drumul ăsta de asfalt, pe ăsta, pe care să o iau, mă. Pe ăsta o iau și mă duc. Hai că vii înapoi, mă, până afară. Da, da. Până la baie. Mă duc pe ăsta, mă. Pe ăsta, pe ăsta, mă. Bă, o iau bine. O iau bine pe naiba, că nu o iau bine, mă duc la dracu' un praznic, nu-i bun. O luăm pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici. Și noi trebuie să ajungem aici. Hai să căutăm o variantă, o luăm pe aici. Hai. O luăm pe aici și vedem noi cum ajungem. Până acolo. Cu volvanul nostru. Așa. Param, param.
Da, Blade, așa, acesta este episodul 2, pentru că un episod l-am făcut singur. Acesta este episodul 2. Hai, urcă, Volvo, asta, ce vorbești? Urcă de tai. Cu 5.000, 5 tone de minereu. Greu? E greu de greu, bossule. Și are doar motor destul de mare. Nu știu de ce nu urcă, da? Asta e. Să facem o pozică. Nu facem nicio pozică, că n-am modul ăla de cum poză. Asta e, facem așa. Așa, hai să mergem. Trebuie să trecem un pod după curba asta. Așa, hai să trecem. Să-i dăm bice. Să ținem înainte după asta, să trecem podul ăla care îl vedeți acolo. Și să... No, pe aici nicio șansă să urc. Pe aici urc, dar pe acolo nicio șansă să urc. Ajuns vreo la mine? Da, bani sau casă, nimic, că am plecat. Sunt pe drum, da. Azi, n-ai ajuns la mine la fermă. Da, ai, da. Merge greu, Volvo, mă. Marafetul ăsta. La deal cam face... Acolo mai sus, cred că unde e dracu-i? La tractorul. Ba, tu ai pe aici. Trebuie să fie un pod, aia e tot, pe acolo. Unde e tractorul, mă? Ce tractor? Tractorul. Păi mi-ai dă-i tap până ajungi în ceva, care vrei. Nu, 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 vreau să văd unde e poziționat. Tractorul? Nu știu. Știu că e pe acolo, dar nu știu unde. Bă, până am luat-o eu, mă, că nu-i bine până am luat-o. Unde poate fi în gura lui? Lângă tractor avem lemn, avem bușteni. Da. Dă-te și tu în el și vezi care-i treaba. A, uite aici, azi, mă. Avem aici sus. Avem niște bușteni. S-a trăsat ceva. Bă, am luat-o bine pe aici, mă. Camionile sau ceva, să încărcăm. Ai colon pe aici și da, au luat pe aici și pe asfalt. Acolo unde am defrișat prematură, furnina, acolo avem. Acolo, acolo, da. O să luăm un camion de ăla cu remorcă, cu autolog. Păi nu, e remorcă și folosesc un camion simplu. Ia să cumpui să închiriez eu una. Ce anume? Remorcă? Da. Cumpără, mă, n-ai cu ce. Cumpără, n-ai cu ce. Să facem lemne să vindem cu două containere de la tine. De lemne. Ce? Trebuie să facem bani neapărat. Pentru că păi n-avem bani, avem 30.000. Păi și vrei să dăm alea jos și să facem bani în timp? Da, cum vrei tu, hai. Închiriază, vezi dacă ai să închiriezi măcar o remorcă. Am închiriat o remorcă. Vezi cât e, nu știu, e 100 și ceva de mii, îmi pare că nu știu cât e o remorcă de aia. Nu, mă, de închiriat. A, de închiriat cât e? De cumpărat e 39.000 prima. A, înseamnă că ai de închiriat. A, da. Mă gândeam că nu sunt bani de închiriat de asta. Nu, ia-ți de închiriat. Aici, din cât știu eu, trebuie să traversez podul. Da. Hai. 1989 de euro. Ok. 1000, da, 989. Hai cum să iau camionul meu. Bă, am văzut ceva. Am văzut un... Stai așa, un marafet. Stai un pic, un pic. Că aici jos am văzut ceva. Jos am văzut ceva. S-ar zis pe dâpa. Că aici jos am văzut ceva. Ce ai văzut? Ai găsit un obiect oare? Asta mi s-a părut mie de sus, dar nu știu, ne-am văzut-o, că... Dar nu pot să mai... Ah, stai că am fost gata.
Mi s-a părut, mă? Dacă e obiect, o să-ți dai râd. Mi s-a părut, mi s-a părut. Hai că mă duc înapoi în mașină. Frică, mă uit din nou. A, nu, mă, e plantă, e uite. Sunt 20 de obiecte pe trebuie să le găsim. 20 obiecte? Da, și ne dă câte 50.000 de fiecare. Da, că n-am găsit niciunul, să-mi bag pe alu. Ha? N-am găsit niciunul. Eu mă uit așa pe... Este unul lângă ferma aia noastră, da. O să-l căuta. În offline, bineînțeles. Mai avem un picioare de la fermă. Bă, dar te stărți cu asta, mă. Ce zici cu ea? Îmi trebuie ceva cu viteză mai mare, mă, cel. E cu viteză mai mare. Mașină nu avem, cred că. Cred că iau, este remorcă care se poartă de pe treaba. Păi ce, ce, astea alea pietre, nu? Nu, mă, minereu. Minereu, da. Nu știi pictograma? Nu știu care e pictograma la minereu. E, o știu eu. Că o văd aici, păi acum. Păi spune care e, că mă uit. Nu, trebuie să te urci, să te convingi tu, nu poți să o spun așa. Asta, spray de încărcare? A? Spray de, de marcare albastru, nu. Nu, mă, nu, 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 trebuie să te uiți aici la mine. Trebuie să sui în asta și să vezi cum arată iconita ca să-ți dai seama. Hai, că vin eu acum. Încet, dar sigur că. Să-mi lasă umilul ăsta de indeterminat. Bă, da, este la distanță de acolo până aici, să-mi bag cealaltă. Ce aveți să zic, nu faci cum de loc treabă. Este de așa, cam... Așa, plim ca... Cunoști zonele pe aici, mai așa, uleacă. Hai că acum trec calea ferata. M-am un pic și ajung la tine. Roller coaster. Dacă producem fier... ce fabrici mai trebuie, mă, ca să producem vapor? Acum ai de asemenea, eu sunt visător acum. Da. Da, și o să facem și rolul coaster ăsta. Ne apucăm și de el, da. Mai... Mai la vale, leac. Nu acum. Mai la vale, că... Acum... Abia, abia... Abia trăim. Băi, de unde... Ah, fabrica aici. Uite-ți, mă, și pe mine aici, mă. Mănâncă aici sus să iau lemnele astea. Da, da, da. Ia să văd, mă, ia să vă remorcă care să suporte minereul de fier. Uite, asta mare. Pe. Remorci de aici, vreau să văd. Mă duc la moduri, ca astea din joc nu suportă. Ăsta. Suportă. Da, suportă. Da, gata, nu. Cred că o să car cu tirul. Nu mai car cu prostia asta. Nu mai car minereu cu prostia asta. Îmi bag picioare. Ripti, ia vin-o cu aia, vin-o cu aia, vin-o cu aia, stare ceva. Vezi cum urcă minereu sus, ia vin-o cu aia. Vin să vezi ceva tare. Lasă-o lea că treaba. Vii? Vii. Păi vine. Dă-i tapă, n-ajunge în motosivuitor și dai jos. Vine cu asta. Nu, mă, că nu mă uitat cum ai fost aici. Ca să văd ce, ce zici tu. Vezi cum urc acum minereul sus. Acolo. Ia. Da. Și acum... Urcă, mă?
Aia e prea puțin ca să urce. Nu știu unde e animație. Erau animații care urca, dar mă rog, acum... Bă, ăsta noi nu putem să-l vindem, nu? Că nu mă vede. Acu ia să... Să-l... 4 tone și ceva numai. A, înseamnă că puțin asta, mă. Da, mă, trebuie să luăm un... Luăm, că nu, e prea puțin pentru... O limonă mare. Așa, cu eu te să ghicesc pe al meu. Nu ăsta. Asta e, mă, leacă, că eu știu unde e fabrica. Asta e. Da, la asta. Auto. Încărcare. Păi, gura ei. Ai tot. Aha. Ai posărit. Unde e langele, mă? A? Aoleu! Dracu, mă bag acolo după ele. Ce-i bătii, boss? Să mă bag așa în pădure după lemne. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul 2. Ne revedem pe Nomadland, cred că mâine voi filma episodul, facem acolo progrese, aici... Progresele sunt... în plop, știți? Adică, ce vrei să faci tu, mă, să-l dai pe ăsta? Ce, mă? A, nu. Eu vin către tine sau mă duc aiurea? A, mă duc aiurea. Bun, cam asta a fost, prieteni, episodul. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa, pa!